Echipa left wing versus echipa right wing. Care e mai bună? Stânga sau dreapta? De am pus pe ăștia din stânga în dreapta și pe ăștia din dreapta în stânga. Salutări și bine v-am găsit la un nou experiment de pe canal. De data aceasta am pus două echipe din nou față în față. Am pus aici echipa benzilor, dacă putem spune așa. Benzile dreapta și benzile stânga. Dacă mai vreți clipuri de genul cu experimente, like acolo, 2000 de like-uri și mai facem. Hai să vă prezint echipele, începem cu jucătorii de pe partea dreaptă, unde îl avem aici pe Di Maria, Messi, Salah în atac, trioul perfect, dacă putem spune așa, arată fantastic acest trio, este genial după părerea mea. La mijloc, efectiv nu contează cum îi pui, pentru că niciunul nu știe să se apere sau să fie mijlocaș central. Îl avem pe Sancho, Gnabry și Dembele la mijlocul terenului, dar totuși ar merge mai bine un Gnabry CDM decât Dembele, zic eu. Pe linia defensivă, Lucas Moura sau perversul de pe târg Ogna. Ăsta ei mi-a dat de m-a julit. Mahrez, Chiesa și Sané aici. Iar în poartă l-am pus pe Ziyech. De ce l-am pus pe Ziyech? Nu știu. Avem și câteva rezerve. Carlos Vela, Bailey, nu știu cum se citește, Corona, da? Rafa, Rafinha. Ok, foarte asemănătoare aceste nume minunate. Gerard Bale și Asensio, doi jucători de la Real Madrid în această de rezerve. Și mergem mai departe, vă arăt și echipa left wingerilor, unde l-avem pe Neymar, Son și Sterling în atac, din nou un trio genial aici în atac. Mane, Insigne și Rashford la mijlocul terenului. Mamă, Insigne ăsta săracul la mijloc nu prea merge, că are 1,20 m, dar în fine. Kostic, Grealish, Hazard și Carrasco aici, fundașii defensivi, da, fundașii defensivi, 2000 IQ. Fundașii, pur și simplu. Și Kingsley Coman în poartă. Cum ar fi fost să-l bat pe Insigne în poartă? Cred că la fiecare șut își lua gol. Cred că cel mai bine merge Rashford în poartă, pentru că e mai înalt așa. În fine, hai să vă arăt și rezervele. Tadic, Oyarzabal, Pulisic, Ocampos, Diego Jota, Thorgan Hazard și Rebic. Cam așa arată lista rezervelor. Suntem gata să dăm drumul la un meci, să vedem care parte se descurcă mai bine, cea stângă sau cea dreaptă. Dar știți care e faza? Că iar am dat pe dificultate mică. Cred că o să dăm endmatch și o să începem de la capăt, că era dificultate oriclas și trebuie să dăm legendarii ca să joace bine jucătorii. 12 seconds later. Am așezat din nou jucătorii, nu știu dacă am așezat cum am așezat prima oară, dacă am așa arată echipele, sunt în mare parte la fel, cred. Și trebuie să dau aici, a, era, da mă, pe legendarii, pe bune. În fine, meciul trebuie dat la 5 minute și suntem gata să îi dăm drumul de data aceasta cum trebuie. Hai să vedem ce se întâmplă, băieții. Avem pe jucătorii de pe partea dreaptă și Sancho direct pasă la adversar. Foarte inteligent, ce pot spune. Carrasco pasă lungă către Sterling, Delfinul. Delfinul pasă mai departe la Carrasco. Mane probabil va șuta aici. A uitat puțin mingea. Uitați-se că se joacă fotbalul cu minge. Câte pase acolo, tiki-taka Barcelona. Deși era Real Madrid echipa aia. Și scapă Messi aici singur. Messi 1 versus 1. Dar Hazard impecabil se apără. Ce face Rashford, băieți? Băieți, ok. Ok. Insigne ține de balon. Insigne. Ce gol reușește mini bombardierul de la Napoli, cum ar spune un mare comentator, Emil Grădinescu. Mini bombardierul de la Napoli reușește un super gol aici, îl bate pe Ziyech. Ziyech nicio treabă n-are în poartă. Insigne o bombă acolo de la vreo 15, 20 de metri, 20 de metri cred că, nu 15, dar vreo 20 de metri de aici, de unde șutează Insigne. Fantastică execuția jucătorului italian și se face 1-0 pentru echipa jucătorilor de pe partea stângă. Începe foarte spectaculos acest meci, hai să vedem cum se descurcă Lionel Messi și formația la această fază. Ousmane Dembele șutează, dar Rashford este senzațional în poartă. Se pare că i-am avantajat puțin pe jucătorii ăștia, pentru că l-au pe Rashford în poartă. Scapă aici Son se duce, Insigne fuge acolo, Son probabil va centra, ba nu, pasează înapoi la Neymar. Neymar acolo, combinații cu Son, tiki-taka acolo din partea jucătorilor. Kostic protejează, pasă la Sterling, încă o pasă, Coman peste poartă, era mai bun Florinelul nostru băgat în echipă, bă, era mai bine să-l băgăm pe Florinelul nostru, pe Comanul nostru.
Da, șutează peste poartă acolo. Ancelotti foarte, foarte supărat. O mega ratare din partea lui Kingsley Coman. Sancho mai departe către Lucas Moura. Lucas Moura, ce pasă reușește brazilianul. Messi, o execuție rafinată. Și Messi face 1-1 aici dintr-un voleu superb, dar pasa lui Lucas Moura a făcut totul la această fază. Uitați-vă ce pasă reușește. Hai că vedem și noi pasa dacă e. Da, Messi aici, voleu superb aproape din afara careului. Îl bate pe Rashford, șut la colțul scurt, nicio șansă pentru acest portar. Da, și se face 1-1 destul de repede. Hai să vedem ce se mai întâmplă în acest meci, pentru că este foarte, foarte spectaculos. Îl avem pe Neymar. Mar, Neymar, 1 versus 1 împotriva lui Dembele, pasă la Insigne. Insigne pasă cu călcâiul. Mane aici. Coman încă o dată s-a oprit, a rămas stâncă. Trece acolo totuși, combinații letale. Mai departe la Mane, care și Mane reușește un super gol. 2-1 pentru echipa jucătorilor de pe partea stângă. Mane cu o super execuție, numai goluri spectaculoase în acest meci. Cei drept, nu avem niciun portar de bază în acest meci. Avem numai portari improvizați și se face 2-1, băieți. Uitați-vă, un șut din prima din partea senegalezului. Mingea se duce în vincul porții. E că niciun portar normal nu scotea acel șut. Și se face 2-1. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. L-avem pe Lionel Messi. Insigne îl vede pe Sterling, îi pasează excelent. Sterling mai departe la Mane, se poate face 3-1, însă Mane greșește pasa și greșeală mare acolo în defensivă, dar nu profită jucătorii. Scapă aici Sancho, un ultim atac, se poate face 2-2 la pauză. Sancho cu centrarea către Messi, însă Rashford nu e chiar așa rău în poartă și salvează acest gol, dacă putem spune. Da, hai să mergem la repriza a doua să vedem ce se întâmplă. Chiar mi-a plăcut prima repriză, o repriză foarte spectaculoasă. Îl avem pe Sterling aici, Sterling la balon, centrare periculoasă către Son, lovitură de cap, Ziyech prinde și el această minge și recuperează foarte bine Insigne, pasă în centru la Son, Son în bară, lovește bara acolo Son și Ziyech prinde această minge, mai avea puțin și rupea poarta efectiv Son la cât de tare s-a dus șutul. Îl avem pe Mane, mai departe încă o dată la Son, încă o execuție din partea lui Son, dar scoate Ziyech, nici măcar camera n-a făcut față, nu s-a dus la timp, ca să vedem șutul cum trebuie. Di Maria pasă în centru către Gnabry, de fapt e Sancho, Dembele, Salah ratează, nu cred așa ceva, cum salvează Rashford această minge, uitați-vă mă băieți, șutul cei drept nu a fost foarte bun. Sancho, șutul lui Sancho, Salah cu încă o șansă, Salah își bate joc, efectiv. Ce pasă reușește aici Salah, mai departe la Sané, Sané către Messi, Messi în centru, la Salah, wow, ce gol băi frate. Da, Salah până la urmă reușește să marcheze, o celebrare acolo specifică, da, și Salah marchează până la urmă dintr-un șut deviat totuși, a avut destul de mult noroc la această fază. Uitați-vă ce face Rashford în poartă, a fost luat prin surprindere, da, șutul deviat clar, Rashford prins pe contrapie, nu știu de ce s-a mai aruncat totuși, pentru că nu avea rost, și se face 2-2 în minutul 75. Chiar nu știm care echipă va câștiga. Neymar iese, se pare, și este înlocuit de către Christian Pulisic. Îl avem pe Insigne, centrează Insigne aici. Insigne mai departe la Pulisic. Pulisic, centrare spectaculoasă către Son, însă Ziyech prinde această minge și avem probabil un ultim atac după vom intra în prelungiri. Sincer, totuși mi s-ar părea mai interesant să mergem direct la penaltiuri. Gnabry se întoarce mai departe la Sané. Nu este offside, ba da, este offside. Da, băi, și mi se pare mult mai interesant să mergem la penaltiuri. Așa, dacă mergem în prelungiri, probabil că o să vedem un gol și cam atât. La penaltiuri este mult mai dramatic, așa că meciul va fi decis la penaltiuri. Hai să vedem care jucători au sângele mai rece. Și primul bate Mohamed Salah, scoate Rashford acolo. Bă, da, ce bine apără Rashford, ești nebun. Hazard, impecabil bate Hazard, se face 1-0. Dembele ratează 100%. A few inches later. 100. Eram sigur că ratează, Rashford e mult prea bun în poartă, mă băieți.
Insigne, peste poartă Insigne, au o șansă acum. Jucătorii minunați, Messi, bate Messi, Rashford n-are nicio șansă. Acum bate portarul, se pare, adică Rashford, care ratează, scoate și Ziyech. Este egalitate în aceste momente. Lucas Moura n-are cum să rateze. Ba da, bă, frate, a dat direct în bară Lucas Moura. Oyarzabal, noul intrat, impecabil, bate Oyarzabal. Și dacă ratează aici, Di Maria, echipa va pierde. Di Maria probabil că are foarte multe emoții și Di Maria peste poartă. Așa ceva? Da, și câștigă echipa jucătorilor de pe partea stângă. Se pare că left wing-ul câștigă, mult mai buni acești jucători minunați. Și cam aici se termină experimentul, sper că v-a plăcut, destul de echilibrate echipele. Dacă vreți, de exemplu, să facem și cu fundaș stânga și fundaș dreapta, lăsați acolo un like. Nu uitați să vă abonați, de asemenea suntem în drum spre 70.000 de abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat!